Ieri, în jurul orei 18 și 30 de minute, poliția municipiului Petroșani a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că pe un teren viran din Petroșani a găsit cadavrul unei femei aflat în stare de putrefacție. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au demarat cercetări în vederea stabilirii identității femeii. Deocamdată nu se poate spune cu certitudine dacă este vorba despre un omor, însă femeia prezenta lovituri de corp. Cauza morții femeii va fi stabilită de către medici legiști după necropsie. Trupul neînsuflețit al unei femei a fost găsit în zona poligonului din municipiul Petroșan fiind descoperit de câțiva cetățeni care treceau întâmplător prin zonă. Femeia, pe jumătate dezbrăcată, se afla deja într-o stare avansată de putrefacție atunci când a fost găsită. Mai mult, trupul prezenta semne evidente de violență, iar autoritățile au demarat cercetările. Poliția municipiului Petroșani a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că pe un teren viran din localitate a găsit cadavrul unei femei aflat în stare de putrefacție. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului a demarat cercetări în vederea stabilirii identității femei, urmând ca după efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate cauzei decesului să fie dispuse măsurile care se impun, cercetările în acest caz fiind coordonate de un procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani.